Întotdeauna când trebuie să lansez un scriitor mort, dar care încă n-a murit, mă gândesc cum ar fi să-l lansez cu el aici. Ce ar fi fost ca Eminescu să fie aici între noi și ce am fi spus despre el în acel moment? Eu i-aș fi spus că mă bucur nespus că poate fi citit acum în secolul 21 și într-o ediție atât de luxoasă și, și poate fi ascultat pe audiobook. Astăzi există o modă în a demitiza și în a deconstrui și în a distruge marile valori. Și nu mă îndoiesc că sunt tineri care se întreabă la ce bun să mai faci o ediție Eminescu astăzi când el este atât de cunoscut. Și aș vrea să răspund la această întrebare. La ce bun o nouă ediție Eminescu? Mi se pare că în momentul în care faci o nouă selecție din Eminescu, este ca și cum ai face să circule aer proaspăt prin poezia lui. Eu am citit aseară, am recitit tot volumul acesta și am descoperit din nou, ca la fiecare lectură din Eminescu, acea prospețime a unor poeme, acea actualitate a poeziei până la urmă, care efectiv nu dispare. Este o modalitate de a învinge prejudecățile pe care le avem despre Eminescu, de a învinge clișeele pe care le folosim. Mai ales un profesor de limba română, cum sunt și eu, se izbește tot timpul de aceste formule de-a gata pe care le spun de obicei și studenții și nu mai vorbim de elevi la bacalaureat. Și în momentul în care iei în mână cartea și o recitești, ajungi la frumusețea extraordinară a fiecărui poem. În plus, această carte, și aici este meritul lui Cătălin Cioabă, care iată devine încetul cu încetul eminescolog, această carte are un merit pe care credeam că l-au numai romanele. Întotdeauna am spus că îmi plac romanele care pot fi, care au adrese diferite, pot fi citite pe mai multe niveluri. Observ cu această ocazie că volumul Eminescu Poezii poate fi și el citit pe mai multe niveluri și se adresează unor tipuri de oameni diferiți. Se adresează și specialiștilor de prim rang și veți vedea datarea, de pildă, felul în care e pus anul în care el pune punct poeziilor în cauză și apoi anul apariției în presă, deci pentru asta pentru specialiști e foarte de folos. Este meritul acestei cărți de a avea două datări simultane. Este adresată unui alt nivel cititorului de poezie, pur și simplu iubitorului de poezie, care poate parcurge aceste poeme și să-și descopere singur comorile. Și, în fine, este adresat, și aici e un merit deloc neglijabil, unui public din ce în ce mai puțin instruit, care are nevoie de lămuriri la fiecare poem. Și avem o substanțială parte de note și, de fapt, asta îi se datorează în cea mai bună măsură lui, adică în totalitate îi se datorează lui Cătălin Cioabă. El a selectat din Perpesiciu și alți critici ceea ce e mai pregnant legat de fiecare poem în parte și are niște note care ajută, sunt ca un fel de cale către poezia lui Eminescu. Este vorba de critică genetică, de felul în care au luat naștere aceste poezii, sunt și imagini care ne ajută să vedem. Interesant, Cătălin, volumul începe și se încheie cu moarte. Începe cu lacrimile învățăceilor,
la mormântul lui Aron pumnul și se încheie cu mai am un singur dor. Apropo, nu înțeleg de ce nu l-au înmormântat pe Eminescu la marginea mării, cum și-a dorit. N-ar fi fost chiar greu să o facă. În fine, vreau să spun că pentru oricine, deci nu există om care să nu găsească niște noutăți în această carte. Și am să spun, am să vă trimit, pentru că timpul nu ne permite mai mult, am să vă trimit la paginile care m-au interesat pe mine și mi-au adus o prospețime, și anume la pagina 238, unde este scrisori din cordun, și notele la pagina 522. Veți găsi un Eminescu complet neobișnuit acolo, un Eminescu polemic, un Eminescu care îi trimite pe oameni să mai și învețe, să mai și citească, și veți vedea în note explicația, e posibil să fi fost vorba de niște critici ai lui Maiorescu, pe care Eminescu îi trimitea la școală, cum ar veni. Deci rețineți scrisori din cordun, pagina 238. Și pentru mine, uitasem sau neglijasem, a fost o surpriză să-mi dau seama, deși probabil că e poate un lucru știu, dar tocmai la asta sunt bune aceste cărți, că îți reamintesc lucruri peste care ai trecut așa, fără să le remarci. Deci acum am remarcat abia din nota lui Cătălin și din poza pe care a pus-o la pagina 558, că scrisoarea 3 a apărut în timpul la 10 mai 1881, adică exact deodată cu încoronarea lui Carol I. Lucru care îți dă mult de gândit și asupra căruia se poate specula. Mă opresc aici și îi dau repede microfonul. Noi avem un ceas aici pus, nu-l vedeți dumneavoastră. Deci dau microfonul lui Cătălin Cioabă, autorul acestei minunate ediții. Îl invidiez că a stat atât de mult cu Eminescu zi și noapte, și îi dau microfonul.